La puțin peste o săptămână de la incendiul devastator de la ferma dacilor, autoritățile au sancționat primele pensiuni și restaurante pentru lipsa autorizațiilor de funcționare. Iar după doar o zi de verificări, zeci de locații au primit amenzi sau au fost închise. Unele dintre ele își vor putea relua activitatea abia peste câteva luni. 11 pensiuni, cabane, restaurante și magazine alimentare din stațiunea Râmca au fost verificate de comisarii protecției consumatorilor. Aceștia au constatat mai multe nereguli, precum folosirea de legume și fructe alterate, saltele murdare sau pătate, camere neigienizate corespunzător, dar și lipsa autorizațiilor de funcționare ISU. Pe aceasta din urmă nu avea nici ferma dacilor, unde a avut loc incendiul soldat cu 8 morți. Acum autoritățile locale susțin controalele. Într-adevăr, este o situație mai aparte, nu este prima dată când există aceste controle și eu spun că sunt binevenite din toate punctele de vedere. Propunerea mea și în același timp recomandarea ar fi ca aceste controle să fie permanente, să nu se ajungă într-o situație de felul acesta, mai ales în plin sezon, când există 7-8 mii de turiști pe zi acolo și care, din păcate, ne putem trezi cu anumite surprize neplăcute. Pentru neregulile constatate au fost date amenzi, avertismente, iar majoritatea locurilor verificate au fost închise temporar. În cursul zilei de ieri au fost desfășurate acțiunile de control, au fost verificați 11 operatori economici, au fost dispuse următoarele sancțiuni, 21 de amenzi contravenționale în cuantum total de 90.000 de lei, 3 avertismente. Au fost dispuse următoarele măsuri complementare, oprirea temporară a prestării serviciilor până la remediere pentru 9 unități și a fost propusă închiderea temporară a unității pe o perioadă de cel mult 6 luni pentru un operator economic, precum și oprirea definitivă de la comercializarea produselor neconform. Controalele vin la puțin peste o săptămână de la incendiul de la ferma dacilor, în urma căruia au murit 8 oameni. Cei care au murit erau în principal tineri sau copii. 2 dintre ei erau sportivi de performanță, iar unul avea doar 11 ani. Ca urmare a tragediei, autoritățile au promis schimbarea unor proceduri. Pot însă să vă spun că am vorbit deja cu domnul Arafat pentru a ne așeza împreună și revedea toate procedurile legale, astfel încât lucrurile să funcționeze mai ușor între instituțiile care au competențe partajate. Dacă mergem într-un control mixt, lucrurile sunt simple, pentru că atunci se poate întâlni un proces verbal rapid pe loc. Dacă nu, trebuie să ne informăm unul pe celălalt și să găsim modalitățile, termenele de răspuns, astfel încât ele să fie rapide.